Mâine, începând cu ora 14, se va da startul competiției pentru Cupa Sănătății. Vremea este favorabilă pentru schiat, așa că sunt așteptați sute de turiști pentru a practica sporturile de iarnă. La final de săptămână, Rânca este destinația perfectă pentru cei care nu și-au făcut încă planuri. Șeful serviciului Salvamont Gorj a precizat că sunt puse în funcțiune toate cele 6 pârtii, iar stratul zăpezii măsoară peste 50 de centimetri. De asemenea, weekendul viitor se va susține un nou concurs și anume Cupa Rotary. Noi credem că Rânca are o altitudine destul de bună, zăpada se va păstra bine și vom avea ocazia ca mâine să debutăm cu prima competiție din stațiune, Cupa Sănătății, un concurs care este organizat în principal pentru cadrele din sistemul sanitar, dar probabil că la el vor participa și cei mai mici iubitori ai acestui sport și sperăm să fie o acțiune reușită, foarte atractivă pentru turiști, pentru că îi așteptăm și weekendul viitor când se va organiza Cupa Rotary. Zicem noi acțiuni de casă, acțiuni menite ca să atragă oamenii către munte. Managerul Spitalului Județean de Urgență Tiberiu Tătaru este organizatorul acestui eveniment. Acesta a precizat numărul cadrelor medicale participante și premiile oferite pentru câștigători. Până în acest moment s-au înscris aproape 80 de persoane din sistemul sanitar gorjean. Care este premiul oferit pentru câștigători? Premiile oferite constau în diplome, cupe și medalii. Premiile oferite pentru câștigători constă în cupe, medalii și diplome. Anul trecut, Cupa Rânca a strâns zeci de participanți din mai multe județe ale țării.